Nemulțumiți că Andrean Candu nu recunoaște Unirea și că a refuzat să organizeze o ședință festivă dedicată centenarului Unirii la Chișinău, liberalii au refuzat să facă parte din delegația președintelui Parlamentului la București. Candu a spus anterior că invitația pentru evenimentul de mâine a fost acceptată de deputații democrați, populari europeni și de liberal-democrați. Mi-ar fi rușine să merg după tot ceea ce face aici Andrean Candu, să vorbesc în fața deputaților României, eu mi-aș pune o paranja și m-aș ascunde să treacă 27 martie și pe urmă ca un iepuraș în cesura și undeva. Mai mult, Mihai Ghimpu a condamnat acțiunile Partidului Democrat față de istorie, identitate și limbă. De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al PDM spune că declarațiile liderului PL trebuie privite în context electoral. Pe ei interesează doar puterea și banul. Așa cum au îngropat miliardul, așa vor să îngroape și Unirea. Eu nu vreau să spun ceva de rău sau de bine. Sunt păreri diferite în cadrul partidului? Nu, problema în cauză chiar nu a fost discutată. Eu îmi imaginez că pot fi păreri diferite. Deci noi ne-am concentrat la moment asupra actului de guvernare. Săptămâna trecută, după refuzul de a discuta în plen despre închirierea sălii de ședințe pentru un eveniment dedicat Unirii, deputații liberali au părăsit în semn de protest ședința Parlamentului. Mihai Ghimpu a anunțat că liberalii vor reveni abia după Unire. Atunci, democratul Marian Lupu le-a spus adio și a precizat că Unirea nu se va produce niciodată.